pas și suntem în cartierul nostru, Metro Manila. Abia am plecat de la hotel. O să vă arătăm și vouă cum arată acest cartier. Ce găsești de mâncare. Și cum sunt oamenii. Ne vedem mai încolo. Nu știu chiar, când era la noi discolo odată. Mă, dar eu... How much is? 25 pesos kids. 25 pesos. You want to eat corn? Porumb fiert cu unt și condimente. Condimente, da. Bun. E bun? E foarte dulce. Hai, Flori, că te-am plimbat și cu metroul în... Încă nu, dar te plimb acum, da, așa este. Încă n-am. Hai că ne vine metroul. Să vedem cum este în interiorul său. De fapt, e un tren pe șine. De cât că îi spune metrou, dar e supraterat. Aer condiționat. Da. La a treia coborâm. La a treia stație coborâm? Da.
Iador Flori de aglomerația de la metrou. Normal. Da, te-am adus aici să-ți aduci aminte de vremurile bune. Aceasta este jungla care vă povesteam de ea. Jungla urbană din Manila. Civilizație, frate, adică nu e chiar așa. Da. Și pe aici lumea e nebună cu reducerile. Da, da. Ca peste tot de altfel. Nu o să zăbovim foarte mult pe aici. Hai și noi sus să vedem. Ce se întâmplă dacă găsim ceva atractiv. Uite, Cell Phone City, etajul 4. După cum știți, căutăm microfon. Da, suntem căutăm de microfon, dar vedem. Poate, vom avea noroc. Dacă nu, oricum, mai mergem și în altă parte aici, în Manila, nu doar în... Cred că e un mall ăsta, nu știu ce naiba, nu? Ceva de gen. Dar e de la mai pe ieftinache, așa. Ok. Hai să mergem mai sus să vedem ce și... 60 de pesos o shaurma de vacă cu orez. Adică 1 euro. La vânzare. Uite coconat, vrei să iau coconat? Da, ha?
much is a coconut? 40. 40? 40 sounds good. Huh? 40? Yeah, yeah. It's about 30. Deci 10 pesos fiecare frigăruie. Și astea sunt mațe, asta e porc, asta e, cred că, pui, nu știu, astea sunt capete. Capete, asta e grăsime cu șorici. This is? Porc intestin? Yes. Ah, porc intestin, ok. Astea sunt intestine de porc. Liver, this one is liver. This is liver, yeah? Yes, pork liver. Pork liver. Ok. Ah, și ăsta e șorici. Și acestea sunt mațe. Hai să-mi iau și eu două, trei de-astea flori. One this? 5 pesos. 5 pesos this? Ok. My friend, you tried it. What is pork? Yes. Yes. Pork. We try it. Pork. Okay. Try a bite. Just a bite. Take it. Take it. Try it. Mmm. Yes. It's more fun. Feel a bit. Nice. Very good. Very tasty. One this please. This is this? Yes. That's that. One this. Okay. That's the part of the yeah. Pig. Yeah. One this. That's the skin. Skin. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. And one liver. Da, yeah. I-am luat niște mețișoare. Să mâncăm niște mațe, urechi picate, porc și tot așa niște beburi. 35 de rupi flori. Nu mai înghiținse că te-am văzut. Astea sunt grăsime, ceva de porc cu șorici, picat de porc la grătar și porc skin, șorici de porc. Deci pe toate astea am dat 30 de rupii. Hai să încercăm cu mațele, da? 30 de pesos. 30 de pesos, scuze. Asta înseamnă jumătate de euro. 2 lei. Până în 3 lei. Până în 2 lei 50. Uite lumea la noi. Iar asta este șorici. Va crăta. Bune toate? Nebunie. Uitați ce contrast este. Mahalalele din centrul Manilei.
da? Urmează. Versus Sirienorii, locurile de locuință, da? Oamenii cum dirijează intersecțiile. Sunt doi dirijori aici. Aici traversează care cum poate. Hai și noi. Opresc aici. Hai, dă mâna încoace și haide. Hai. Hai să face verde, îmi trebuie să fie. De uite ce clementine sau ce n-ai sunt astea atât de mici. Foarte mici, foarte mici. Uite aici jackfruit și 180 și mangostinul, asta înseamnă 6x3, 8, 3 euro. 45 de mii de rupii. Era 35 de mii de rupii, nu? De... Hai.18 pesos, un leu 80. Thank you. Te rog. $18, am dat. $1.80. Păi da. Uite ce e aici, zici că s-a spart conducta cu lume. Ia uite. Și aici, adică. Și aici, da, corect. La ce etaj au spus ăștia că poate găsim un microfon la etajul 4? Hai să luăm și noi liftul. Mergem la etajul 4 să vedem ce magazine sunt aici. Facem teste pentru microfon. Am găsit ceva. Am găsit niște microfoane, dar nu se conectează la cameră. Probabil nu sunt compatibile și vrem să vedem cum se aude cu și fără microfon. Cum ar fi să mă auziți mai bine acum? Da, să sperăm, dar nu prea cred pentru că nu s-au conectat, așa că vedem ce se întâmplă. Dacă nu găsim nici aici microfon pentru compatibil pentru Hero 7, uitați ce e. Uite ce e aici. Deci dacă nu găsim nici aici, nici în Manila nu mai avem șanse să mai găsim. Adică ne aflăm în Manila, e molul cumpărăturilor de electrocasnice și electronice și toate nebuniile. Nu mai avem unde să mai găsim. Hai să întrebăm, da? Hai mai, nu știu unde să merg. Am găsit microfon. E 1800 de rupii, dar n-am găsit cu adaptor.
Uite, și ăștia sunt și ei, fetițe. Deci toți sunt fetițe aici. Așteptăm că zice că ne aduce un adaptor ca să-l punem la GoPro 7, să vedem dacă merge. Deci, din păcate, într-un mall foarte măricel, un etaj întreg este plin de electronice, de adaptoare, de microfoane, de toate cele, da? Dar nu și pentru GoPro 7. Deci până la GoPro 4 funcționează. Pentru GoPro 7 trebuie un anume adaptor pe care ăștia aici nu îl au. Nu înțeleg de ce n-ai. Deci nu îl au și nu ai cum să faci, să-l conectezi la cameră. Nu funcționează. Așadar, ca să ne scuzați, în continuare vom filma fără microfon suplimentar. Da? Ne cerem scuze pentru calitatea sunetului, dar asta este. Până vom găsi ceva compatibil. Ia uitați și aici. Nebunia după lume. Acolo ăsta, cum se cheamă ăsta? Nu știu cum, și acum mergem în celălalt. Mai e unul în partea cealaltă. Mai mall-uri pe aici. Hai să mergem în ala să vedem ce găsim pe acolo. Pe scări. Flori, ți era dor de traficul ăsta? Da, din India n-am mai văzut așa ceva. Ăsta a fost 168 Shopping Mall. Și acum mergem în Dragon 8 Mall. Ia uitați ce e aici. Senzație. Că suntem la Robinson Supermarket, dar de fapt e o piață aici cu niște mâncare și niște tarabe pe aici. O să vedeți și noi ce se întâmplă pe aici, da? Ar fi tare să găsim aici adaptor, Flori. Dar nu prea cred, ăștia numai cu carcase, cu de-astea, cu nebunii. Dăm un tur mic și ieșim pe urmă, da? Că mergem deja de vreo 4 ore și am început să ne doară picioarele. Uite ce copil ai zis. Europa, e ca la noi în Europa aici. Cum ți se pare, Flori, atmosfera?
dezastru. Dezastru? M-a terminat ziua de astăzi. Ne-a obosit rău de tot, da. Exact. În afară de mâncare, care e foarte diferită, ne fiind picantă, zici că suntem în Delhi, India. Exact, asta da. E părerea mea după o zi. Foarte, foarte mult haos. N-am văzut nici măcar un turist de ieri de la prânz, deci avem o jumătate. Nici măcar unul. Ia uite, ce mănâncăm ăștia aici? Cărnați, ce să zice? Bela, bela. Sausages? Yeah. Au început să râdă la noi, că nu știu despre ce. Da, nu știu engleză aproape deloc. S-a terminat ziua de azi. Am umblat de azi de la, nu știu, era 12:01. Deja e seară. Dar a fost o zi extrem de obositoare. Am mers prin vreo... Dar frumoasă. Da. Am văzut Manila. Am fost prin, cred că 4-5 mall-uri, nu știu câte, să căutăm microfon și normal că n-am găsit. Așadar vom filma tot fără microfon, da. Să ne scuzați pentru calitatea sunetului, dar asta este. Nu știu exact ce o să înțelegem din vlogul ăsta, pentru că este haos în oraș. Noi am încercat să țipăm, dar sper să se audă ceva. Așa că suntem obosiți și e vlogul de astăzi de aici. Ne vedem zilele viitoare și să vedem ce simte făcut, în afară de căutat microfon.